Un român a fost în prima linie a luptei cu epidemiile în ultimii 60 de ani. Academicianul Traian Ionescu a fost secretar de stat în Ministerul Sănătății și reprezentant al României la Organizația Mondială a Sănătății timp de 3 decenii. Acum privește totul la televizor și nu înțelege degringolada statului. Epidemiologul Traian Ionescu trăiește pandemia în căminul pentru vârstnici Nicolae Cajal din București. Nu e singura prin care a trecut, dar acum nu mai are frâiele situației în mâini. Cu toate astea, nu a stat degeaba. Încă din martie a creat circuitele în căminul unde locuiește alături de alți 80 de bătrâni. Traseu galben pentru locatari, traseu alb pentru vizitatori. Măsuri de curățenie, de echipare, de izolare. Căminul a fost complet ferit de COVID-19. Felul cum s-a raportat mortalitățile și felul cum s-au referit la teste este total fals, total greșit, total ducând în eroare treaba. Spunând întâi, bolnav noi, număr de teste. După aia, ce s-au mai gândit? Au spus bolnavi, număr de teste. După aia, ce s-au mai gândit? Infectați și număr de teste. Deci ei s-au apucat să numere ceea ce n-au știut. Adică n-au știut să dea întâi definiția. Spune fără teamă că putem scăpa de virus doar prin imunitate de turmă. Trebuie ca ceea ce englezii vorbesc și spun, ca common herd, imunitatea de ciurdă, de grup, să ajungă la un alt nivel. Virusul acesta, ca orice virus respirator, nu iartă pe nimeni. Încât, dacă nu există medical să poți să ridici imunitatea populației, această imunitate a populației colective trebuie să fie câștigată. Și nu poate să fie câștigată apărându-te total și nevenind în contact cu infecția până când nu apare vaccinul. Epidemiologul contestă măsurile luate. Această închidere a făcut să crească volumul de persoane imune. Trebuia să dea drumul treptat grupurilor de indivizi ca să vină în contact cu virusul. O populație închisă, neimună, proaspătă, le-a oferit-o virusurilor. Dacă ținem pe această linie, anul 2022 va fi anul în care se va reuși să se izoleze acest virus. Traian Ionescu a folosit carantinarea în 1987, când a izbucnit o epidemie de holeră pe canalul Dunăre-Marea Neagră. Spune că Nicolae Ceaușescu i-a ordonat personal să o țină secretă și să împiedice boala să ajungă la București. A închis atunci mai multe localități și a testat în repetate rânduri toată populația din zonă. Invențiile astea extraordinare de a bloca, de a închide, de a sancționa, de a da cu biciu, sunt formidabile la români. Carantina la noi însemnează că oamenii stau închiși. Iară stau închiși. Dar în timpul ăsta, care este interesul tău? Este să știi dacă ăștia sunt infecțioși sau neinfecțioși. Exact asta ar fi vrut să facă și acum autoritățile române. Studii despre virus. Să-l facă mai vizibil pe inamicul invizibil. În epidemiologie sunt timpi pe care nu-i pierzi. Adică cei care au spus că serologia se face numai la sfârșitul unei epidemii, habar n-au despre ce e vorba. Serologia și analiza virusului se face în timpul procesului respectiv. Nu se face în coadă. Aici nu trebuia să cer voie nimănui. Ăștia sunt timpii obligatorii și așa i-am învățat la ta. Ăștia sunt timpii tăi operatori. Faci treaba asta. Natura ne-a arătat că o mică vietate de 80-100 nanomicroni ne-a pus în genunchi și a pus o globul în genunchi.